Bun, de ce nu apare coridorul? Aici probabil este vorba de stil. Coridorul sau orice entitate din Civil 3D are un stil de prezentare, da? Și se poate închide sau deschide, îngheța sau dezgheța, da? Freeze. Și ca să vedem noi stilul de afișare, deci coridorul este făcut din feature line-uri, da? Și ca să vedem noi dacă sunt deschise sau sunt închise, selectăm coridorul, dăm click select, click dreapta, edit code set style, și aici avem coridorul ăsta, stilul, setul de stiluri care se aplică la acest coridor. Bun, deci încă o dată, deci dacă selectăm coridorul, da, vedem la proprietăți, avem coridorul și vedem aici code set style este ăsta, transversale sau așa. Și dacă noi mergem edit code set style, da, dăm click pe butonul ăsta de edit, da, sau putem să vedem și aici, dar aici mare lucru nu vedem, de fapt, puncte și nu vedem feature line-uri, da, deci dăm click pe butonul ăsta de edit și mergem la puncte, da, pentru că feature line-urile, liniile din coridor, sunt afișate prin unirea punctelor din ansamblu, din sub din assembly sau cum zice. Și aici avem feature line pus peste tot basic, da? Și la basic este închis feature line-ul, da? Deci să nu afișeze linia în coridor. De ce? Pentru că acest fișier este de transversale caracteristice. Aici pe mine mă interesează să afișez doar transversalele caracteristice și ca fișierul respectiv să fie mai ușor, eu închid restul liniilor, deci nu mă interesează să afișez coridorul aici. Probabil din cauza asta nu apare, pentru că modelul ăsta de fișier, da, la un proiect anterior i-am închis liniile respective. Și acum noi dacă le deschidem, inclusiv și la model, ca să-l putem vedea 3D, dăm click pe OK. Deci ăsta, basic, este un feature line style. Feature line este un fel de polilinie pentru Civil 3D. Da? Și această linie sau acest stil care se aplică la feature line are mai multe vizualizări. Vizualizare în plan, în model, adică în 3D, în profil, în momentul în care noi construim un profil, sau în secțiune, în momentul în care noi construim secțiuni din drum, da? Deci, practic, acest stil se poate închide sau deschide în diferite zone, da? Deci, noi dacă îl folosim în section, cross-section, da? Vedem că asta este vizibil. Pentru că pe noi ne interesează să vedem în secțiuni, în fișierul respectiv. Dăm click pe OK, apply OK și coridorul nostru apare, da? A apărut. Culoarea, caracteristicile acestor feature lines se pot modifica, proprietățile, dar în anume într acest fișier nu ne interesează, pentru că ăsta nu este planul de situație, este decât secțiuni transversale și aici mă interesează să fie afișate decât secțiunile transversale. De ce eu le închid? Pentru că eu dacă le las deschise, ele îmi încarcă desenul. Desenul ăsta va fi mai greoi, mai mare, se va deschide mai greu, va rula mai greu, pentru că sunt afișate inclusiv liniile din coridor. Atunci eu, ca să miște desenul mai ușor, închid toate liniile care pe mine nu mă interesează și las decât la secțiunile transversale.